Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă, descompuneri în factori, folosind metoda factorului comun și gruparea de termeni. Ce înțelegem prin descompunerea în factori a unei expresii algebrice? Scrierea expresiei ca un produs de două sau mai multe expresii algebrice care nu se mai descompun. Cum putem realiza acest lucru? O primă metodă ar fi utilizarea distributivității înmulțirii față de adunare. Să ne reamintim proprietatea de distributivitate. A înmulțit cu B plus C este A ori B plus A ori C. O altă metodă de descompunere este folosirea factorului comun. Factorul comun poate fi o expresie algebrică care se repetă sau factorul comun a doi sau mai mulți termeni ai unei expresii algebrice este produsul dintre cel mai mare divizor comun al coeficienților termenilor și literele comune la puterea cea mai mică. Și o ultimă metodă de descompunere în factori a unei expresii algebrice este gruparea convenabilă a termenilor în scopul obținerii unui factor comun. Pentru a exersa gruparea termenilor și descompunerea în factori, vă propun următoarele exerciții. La primul exercițiu trebuie să descompunem în factori expresia 2x plus 2y plus ax plus ay. Se observă că 2 este factor comun în primii doi termeni și A în următorii doi. Dând factor, obținem 2 înmulțit cu x plus y plus A înmulțit cu x plus y. Mai avem ca factor comun pe x plus y și rezultatul final este x plus y ori 2 plus A. La următorul exercițiu va trebui să descompunem în factori expresia radical din 2x plus radical din 6y plus radical din 3x plus 3y. Îl descompunem pe radical din 6 ca radical din 2 ori radical din 3 și pe 3 ca radical din 3 ori radical din 3. Obținem, dându-l pe radical din 2 factori din primii 2 și pe radical din 3 din ultimii 2, radical din 2 înmulțit cu x plus radical din 3y plus radical din 3 înmulțit cu x plus radical din 3y. Dacă mai dăm factor paranteza, rezultatul final este x plus radical din 3y înmulțit cu radical din 2 plus radical din 3. La ultimul exercițiu va trebui să descompunem în factori expresia 2x la n ori y la n plus 1 minus 4x la n plus 1 ori y la n plus radical din 3 ori x la n minus 1 ori y la n minus 2 radical din 3 ori x la n ori y la n minus 1. Observăm că primii doi termeni sunt de aceeași natură și următorii doi la fel. Îi vom mai prelucra puțin pentru a putea da factor mai ușor. Deci o să scriem 2x la n ori y la n ori y minus 2 ori 2 ori x la n ori x ori y la n plus radical din 3 ori x la n minus 1 ori y la n minus 1 ori y minus 2 radical din 3 ori x la n minus 1 ori x ori y la n minus 1. Și obținem, dăm factor din primii doi termeni pe 2, apoi pe x la n și pe y la n. Factorii comuni în ultimii doi termeni sunt radical din 3, x la n minus 1 și y la n minus 1. Dând factor, obținem 2x la n ori y la n înmulțit cu y minus 2x plus radical din 3 ori x la n minus 1 ori y la n minus 1 înmulțit cu y minus 2x. Dăm factor y minus 2x înmulțit cu 2x la n, y la n, plus radical din 3, ori x la n minus 1, ori y la n minus 1.
vom mai da factor pe x la puterea cea mai mică și pe y la puterea cea mai mică din paranteză, dar înainte de asta o să-l scriu pe x la n ca x la n minus 1 ori x, pe y la n ca y la n minus 1 ori y și copiem următorul termen. Deci, dăm factor x la n minus 1 ori y la n minus 1, apoi copiem y minus 2x și din a doua paranteză mai rămâne 2xy plus radical din 3. La exercițiul 4 avem de descompus expresia ax pătrat plus a plus b ori x plus b. L-am scris pe x pătrat ca x ori x, folosim distributivitatea înmulțirii față de adunare și observăm că din primii doi termeni putem să-l dăm factor pe ax și din următorii doi pe b. Vom obține ax înmulțit cu x plus 1 plus b înmulțit cu x plus 1. Se mai poate da factor x plus 1. Obținem apoi ax plus b. Putem să facem și o aplicație a acestui exercițiu, în sensul că putem să-i dăm lui a și lui b niște valori concrete și propun exercițiu 5x pătrat minus 7x minus 12, care se mai poate scrie ca 5x pătrat plus 5 minus 12 ori x, așa l-am scris pe minus 7x, și minus 12. Desfacem paranteza și vom avea 5x pătrat plus 5x minus 12x minus 12. Din primii doi termeni putem să-l dăm factor pe 5x înmulțit cu x plus 1 și minus 12 înmulțit cu x plus 1. Dând factor x plus 1, rezultatul final va fi x plus 1 înmulțit cu 5x minus 12. Pentru exercițiul 5, avem de descompus expresia x pătrat minus a plus b în paranteză ori x plus a ori b. L-am scris pe x pătrat ca x ori x și am folosit din nou distributivitatea înmulțirii față de adunare și vom obține, dacă dăm factor din primii doi termeni pe x, obțin x pe lângă x minus a și apoi dau factor pe minus b din următorii doi pe lângă x minus a. X minus a se poate da factor comun pe lângă x minus b. Exercițiul sau aplicația acestui exercițiu pe care o propun aici este următoarea. X pătrat minus 12x plus 20 egal cu x pătrat minus 2 plus 10 ori x plus 2 ori 10. Am putea să folosim ca și mai înainte distributivitatea înmulțirii față de adunare, să scriem pe x pătrat ca x ori x, dar am putea să aplicăm direct rezultatul de mai înainte, să identificăm puțin termenii, de exemplu a-ul va fi 2 și b-ul este 10 și atunci dacă folosim direct rezultatul pe care tocmai l-am demonstrat, vom obține x minus 2 înmulțit cu x minus 10. La exercițiul 6 va trebui să descompunem numărul AB0 în baza 10 plus ABAB în baza 10. Primul număr se poate scrie ca AB ori 10, pe al doilea l-am putea descompune în AB00 plus AB. Și este egal cu 10 ori AB plus 100 ori AB și plus AB. Îl dau factor pe AB și o să obțin 10 plus 100 plus 1, adică
111 AB în baza 10 și 111 se descompune în 3 ori 37 și apoi copiem și numărul AB în baza 10. La problema 7 trebuie să determinăm lungimea unui gard care împrejmuiește o parcelă în formă de triunghi dreptunghi cu catetele de 210 cm și 280 cm. Deci aceasta ar fi de 210 cm mai mică, cealaltă e de 280 cm. Fiind vorba de triunghi dreptunghic, vom afla ipotenuza cu teorema lui Pitagora, deci BC pătrat este din teorema lui Pitagora, egală cu AB pătrat plus AC pătrat, adică este egal cu 210 la pătrat plus 280 la pătrat. Sigur, nu vrem să ridicăm la pătrat numerele acestea mari, dar observăm că cel mai mare divizor comun al lor este 70 și atunci pe primul o să-l scriu ca 70 ori 3 totul la pătrat plus 70 ori 4 totul la pătrat. Va fi egal cu 70 la pătrat ori 9 plus 70 la pătrat ori 16. Dăm factor 70 la pătrat, înmulțit cu 9 plus 16, deci este egal cu 70 la pătrat ori 25, care înseamnă 70 la pătrat ori 5 la pătrat. Înseamnă că BC este egal cu 70 ori 5, adică 350 cm. Lungimea gardului va fi egală cu 210 cm plus 280 cm și plus 350 cm. Va fi egală cu 840 cm, care este egală cu 8,4 metri. Pentru a exersa, vă propun următoarele exerciții. Descompuneți în factori primul 2x plus 3y minus 4xz minus 6yz. La al doilea exercițiu, 2 înmulțit cu paranteză 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus n, închidem paranteza și plus n. Și ultimul, 2346 plus 23023. Atât pentru astăzi, la bună vedere!